Duminică 22 august 2021 mă aflu în București, în crescătoria campionului național, domnul Iulian Duică, pe care îl salut și care e aici alături de mine. Bună ziua! Vă salutăm! Acum filmăm în compartimentul în care la acest moment dețineți porumbei de zbor, da? De fond maraton, da. Fond și maraton. Sunt 11 veniți de la Izum. Am băgat 12, am clasat 9. Super! Super procentaj, da? În condițiile în care o să-mi fac și dificil. 4 tineri. Bun. Da, ne pregătim așa. Îi mai lăsați aici la un rând de... de da, i-am împerecheat și au un nou să crească cât un pui. Merită după un an foarte greu. Așa e, și tot efortul făcut. Vă mai opriți ceva sau pur și simplu l-ați lăsat să se împerecheze ca să își aranjeze penajul și... Sunt câțiva care merită oprit ceva din ei, nu? Din ei, sigur că da. Sigur că da. Super. Deci asta va fi o parte din lotul porumbeilor care veți începe sezonul, sezonul următor, nu? Da. Super. Lotul de fond și maraton maturi. Da. Super. Și urmează să completăm celălalt compartiment cu tineri. Da. Care îi zburăm acum pui. Procentajul între tineri și maturi diferă de la un an la altul? Sau aveți un număr cam fix de jumate-jumate. Cam jumate-jumate, nu? Da. Din 50 de boxe, 25 da. Maturi și 25 tineri. Da. Încredere tinerilor, corect. Așa e. Super arată. Super. E bine. Un sezon bun. Ați avut pierderea? Ați mai și lăsat pe drum porumbei sau? Pierderea. La etapele de maraton, nu doi porumbei. Doar doi porumbei? Deci doi porumbei în trei etape de maraton. Super! Super! Da. Super! Deci, asta înseamnă pregătire bună, asta înseamnă atenție, sănătate, la fel. Da, de necrezut, clar, frate, da? E clar, dacă nu pregătim, trebuie pregătiți. Cine spune că e mai ușor la maraton, eu zic așa, după un an în care am avut rezultate și așa, este mult mai greu la maraton să pregătești un porumbel de maraton, este. Chiar dacă ai timp 3 săptămâni, pentru că prima săptămână îl tratezi, și îți rămân 2 săptămâni de pregătire, antrenament. Da, motivație. Pe când la demifond ai 3 zile să-l tratezi, da. Și mai ai, îți rămâne 3 să-l antrenezi. Da. Păi unde este, cum este ușor la da. Maraton? Da. Când ai 2 săptămâni să-l pregătești, să-l antrenezi? Dacă l-ai lăsat și l-ai pierdut din mână, aruncă pene, năpârlește, nu are forma corespunzătoare. Campionului de anul ăsta, de exemplu, o motivație specială, i-ați dat ceva? Cum l-ați zburat, pe ce poziție? Păi, la prima etapă pe văduv, a doua etapă pe ouă și a treia etapă pe pui. A treia etapă i-am luat și ouă și pui, a avut și ouă și pui și două zile înainte i-am luat femela. A rămas singur motiv, cu pentru motivație suplimentară. Suplimentară, da. Și s-a văzut, s-a văzut, a tras. Da, a fost și el, și calitatea lui. Da, da. Pentru că dacă vii de la 1000 de kilometri botând aripa... A treia oară. A treia oară. A treia oară. Și mi l-ați arătat în niște filme cât de bine se prezenta fizic la sosire, da. La nicio oră de la sosire. Ziceai că e pasăre pe care trebuie să o îmbarci pentru un concurs. Nu porumbel care a sosit la 1000 de kilometri. Da. Este? A fost... frumos așa, cam niciun an nu ajungeam să am distanța de 1000 de kilometri. Anul ăsta a fost singurul an în care am avut 1000 și un pic. Și două etape am avut 1000 și un pic de kilometri, 1050 de kilometri. Deci a sunat mai frumos așa. Satisfacție cu atât mai mare, este? Să zbor la 1000 când de kilometri. Când e 1000 și... Da. Super. 1000 plus. 1000 plus, da. Super. Felicitări încă o dată. Baftă multă cu ei. Pregătiți-i de acum. Pentru că anul are 365 de zile în voliera campionului Duică Iulian, știu, nu? Da, da, majoritatea, după ce avem un rezultat bun,
ne gândim că vai, suntem porumbei, înseamnă că sunt sănătos, sunt super, sunt extraordinar, și nu mai ne concentrăm așa bine pentru următorul an. Da. Și se face o greșeală, o lași mai moale și următorul an nu mai ai rezultate. Și te trezești și începi iarăși, dar pierzi un an. Așa. Eu sper din experiența acum să nu mai cad în cursa știu, asta. Știu. Și din discuțiile private că ați acumulat multă experiență. Da, să nu mai cad în plasa asta și să îi pregătesc ca și cum n-am avut niciun rezultat. Și o las de la zero, ca și cum ați plecat de la zero, nu? Da, ca și cum... Păi da, altfel nu există. Așa este. Da. Super, felicitări. Sunteți un campion tânăr, un campion de viitor, cu care și București și zona de sud a țării și România se mândrește. Felicitări încă o dată. Mulțumesc. Toate cele bune.